Salutare, prieteni! Ce ați fi dispuși să faceți pentru bani? Uneori oamenii vor să pună mâna pe aceste bucăți de hârtie atât de mult încât sunt dispuși să comită cele mai îngrozitoare lucruri. Acest eveniment cinic s-a petrecut pe aeroportul din Beirut. Acolo a fost găsită o cutie mică de lemn de aproximativ 3 metri cub. Era o mică gaură deasupra și înăuntru era o mișcare vizibilă. Nu era nimic pe cutie care să indice ce era înăuntru. Fără marcaje, fără instrucțiuni. Nimic. Un avion cargo a adus această cutie la Beirut, Liban, și a stat acolo câteva zile, așteptând să fie transferată în continuare. Locul de plecare, Ucraina, destinație Siria. În cele din urmă, unul dintre lucrătorii aeroportului s-a uitat accidental în gaura de lângă capac și aproape a leșinat chiar pe loc. Acești ofițeri vamali libanezi au deschis cutia și au găsit înăuntru 3 pui de tigru epuizați, speriați, strânși împreună. Puteau să respire doar prin acel mic orificiu din cutie, mirosea fecale. Aparent, nu a fost curățat de cel puțin o săptămână. Oficialii aeroportului au raportat amenda la Organizația Locală de Protecție a Animalelor, Animalele Liban, au sosit imediat. 3 pui de 4 luni zaceau în urină și fecale, înfometați și epuizați. Pui au trebuit să facă ușurință chiar acolo în ladă, a declarat Jason Mayer, director executiv al grupului libanez pentru drepturile animalelor. Din cauza căldurii și a condițiilor insalubre, trupurile lor au fost infestate cu larve. Și niște viermi groaznici se târau în cutie. Când puii au fost transportați la veterinar, nici nu s-au putut ridica. Au fost atât de uimiți. Nimic nu indica faptul că cutia conținea tigri sau chiar animale vii. Și nu existau detalii despre un expeditor sau un destinatar. Reprezentanții Organizației pentru Protecția Animalelor au spus al pe pagina lor de socializare. Și asta în ciuda faptului că tigrii siberieni sunt specii deosebit de valoroase și pe cale de dispariție. S-a dovedit că animalele au fost vândute de o grădină zoologică ucraineană și de orașul Nikolaev către o grădină zoologică similară situată în Damasc și călătorim acolo. În mai multe, activiști pentru drepturi au cerut instanței să nu returneze animalele proprietarului, ci să le lase la Beirut pentru reabilitare. Am furnizat dovezi că acești pui nu au fost singuri. Din 2012, mama lor a născut cel puțin 12 pui, 9 dintre ei au călătorit spre destinații necunoscute către cumpărători privați, au spus aceștia. Dându-și seama că aceste animale ar muri fără ca un ajutor să hotărască instanța de a confisca temporar pui de tigru. Cu toate acestea, vânzătorul și cumpărătorul animalelor se luptă cu putere pentru dreptul de a le lua înapoi încărcătura. Directorul Nikolazov Vladimir a confirmat că aceștia erau într-adevăr pui de la Nikolaev. El a susținut însă că situația este cu totul alta. Aceștia sunt pui noștri, pe care i-am schimbat cu un apel de morcovi printr-un dealer de animale. Toate actele sunt în regulă de partea noastră. Și apropo, documentele cumpărătorilor sunt și ele în regulă. Și vameșii sunt aceiași în fiecare țară. Ei vor doar pe cups și caută tot felul de motive, a comentat Vladimir Toshi. Mai mult, directorul grădinii zoologice neagă faptul că animalele ar fi fost într-o stare deplorabilă. Nu este adevărat. Acești oameni vor pur și simplu să ia. Este un dealer cu experiență, această persoană siriană, și nu este prima dată când lucrăm cu el, documentele lui sunt toate în regulă. A existat un proces și instanța a decis în favoarea sa. Dar șeful biroului Vamal vrea să confiște pui. Asta e tot. Există peste tot activiști ignoranți sociali, a adăugat el. Între timp, pui de tigru, două surori și un frate au pus la dispoziție o întreagă incintă. Nu aveau nume, ci coduri numerice, așa că au decis să înceapă prin a numi cupele mici de tigru. Le-au dat siberienilor numele lor natale, Mea, Tania și Anton. Bietele lucruri mărunte trec treptat peste călătoria dificilă și arată deja caracter. Mea este cea mai curajoasă și cea mai curioasă, Tania este tovarășa ei fidelă care își urmărește sora peste tot. Anton, pe de altă parte, este un pui mic cu minte și timid, care încă se uită la toată lumea cu teamă. Uită-te doar cum se joacă și cum se găsesc când se simt bine. Acum pui nu pot decât să aștepte și să vadă ce hotărăște instanța. Acești pisoi ar putea merge pentru $10.000 pe piața neagră.
așa că stăpânii lor se vor lupta pentru ei până la final. Și sperăm că această poveste să se termine cu bine pentru pui mici. Au început deja să zâmbească și au pășit pe calea încrederii în oameni. Așadar, sperăm că vor ajunge să experimenteze bunătatea doar în viața lor viitoare. Și asta e tot pentru azi, prieteni. Împărtășiți-vă părerile despre acest episod în comentarii. Dați like videoclipului și nu uitați să-l distribui prietenilor tăi. Mulțumesc pentru vizionare! Ne vedem data viitoare!